Vremea mohorâtă nu ne dă pace nici în weekend. Vineri, vremea se menține în general închisă în majoritatea regiunilor. În Giurgiu, în ceea ce privește ploile, până vineri, meteorologia anunță precipitații destul de însemnate. Începând cu data de 8 martie, probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai scăzută. Temperaturile sunt peste medie, dar vântul este destul de agitat și sporește senzația de rece. Termometrele vor atinge maxima de 11 grade în Giurgiu la amiază. Cerul este variabil, mai mult noros, iar pe parcursul zilei de vineri avem precipitații mărunte. În județ ne vom confrunta cu următoarele temperaturi. Bolintin 10 grade, Hotarele și Comana 9 grade, Mihăilești 10 grade, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu 11 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 10 km pe oră în direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 766 mm coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 2,8 cm, iar cota probabilă este de 297 de cm. Umiditatea aerului va fi de 90%.